Dispare stadionul pe care s-a născut Craiova Maximă. Azi au intrat buldozerele. Oltenii vor avea o arenă mai scumpă decât Oblemenco. A început demolarea stadionului Tineretului din Craiova, unde oltenii au jucat timp de 19 ani. Stadionul are 90 de ani și în locul lui va fi construită o arenă multifuncțională. Complexul va costa 75 de milioane de euro, cu 20 mai mult decât Oblemenco. Nu va fi pentru fotbal, ci pentru atletism, basket, handbal și ciclism. 6.000 de locuri va avea sala care ar trebui să fie gata în 2 ani și jumătate.